Aș dori să putem zâmbi și să fim fericiți doar pentru motivul că ne aflăm în casa lui Dumnezeu. Doar pentru motivul că putem avea în mână o scriptură pe care să o deschidem. Doar pentru motivul că suntem împreună cu oaspeții noștri, cărora le spunem un bun venit dimineața asta. Ne aflăm în momentul în care vom încheia studiul despre David și despre viața lui, dar vom mai rămâne încă un moment nu lipsit de importanță, ci extrem de important, care se întâmplă undeva la finalul vieții lui David. Înainte de a intra însă în problema pe care o avem de tratat în dimineața aceasta, vreau să vă pun o problemă de introducere. Și aș vrea să pornesc de la ispitirea Domnului Iisus Hristos. Era în pustie de 40 de zile. Se dusese în pustie, așa cum avea el de obicei, pentru ca să aibă un dialog cu Tatăl. Patruzeci de zile de rugăciune, patruzeci de zile de post, patruzeci de zile de nerăspuns. Întrebarea este, până când vei căuta prezența și răspunsul Tatălui? Cu alte cuvinte, până când te vei pune la dispoziția Lui? Adică de 40 de zile stai la dispoziția Lui și se pare că Tatălui nu-i pasă. Știi? Stă cu mâinile încrucișate. Nu-i pasă. Și pe fondul acesta, pentru că nu vreau să rămânem mult aici, pe fondul acesta, Marele Ispititor preia această problematică și îi spune Domnului Iisus Hristos, auzi, dacă Tatăl nu-ți răspunde, ce, nu poți tu să faci pietrele acestea pâini? Putea sau nu? Sigur că da. Cu alte cuvinte, Marele Ispititor îi spune cam așa, vezi? Dacă te vei pune totdeauna la dispoziția Tatălui, cam asta ți-e cărarea, cam ăsta e drumul, cam așa vei păți. Tu vei cere și cine știe când ți se va răspunde. Tu vei avea nevoie și cine știe cum ți se va răspunde. Vrei să mergi așa mai departe? Și în felul ăsta să stai în mâna sau la mâna Tatălui? Sau vrei să rezolvi problemele și le vei rezolva mult mai bine după cum îți este nevoie? Deci, spune Marele Ispititor, zice, spune pietrelor acestora să se facă pâini și ia-ți soarta în mâna ta. Acum, marea răscruce, deci, este între aceste două lucruri. Te lași mai departe în mâna Tatălui sau îți iei soarta în mâna ta? Ce zici? Și Mântuitorul spune, pentru mine, un singur cuvânt din gura Tatălui e mai prețios decât dacă mi-aș lua soarta în propria mea mână. Un singur cuvânt. Textul spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și Satan continuă mai departe și spune, bine, dar știi care e finalul drumului tău? Știi unde te va duce? Și Mântuitorul spune, da, știu. Te va duce la cruce. Da, la cruce. Cu alte cuvinte, dacă mă întorc la prima ispitire, alege între a-ți lua soarta în mâna ta sau dacă nu, sau dacă nu ce? E crucea. Ce alegi? Și Mântuitorul spune, aleg crucea. E surprinzător felul ăsta de a înțelege. Datorită faptului că noi ca oameni de fiecare dată preferăm să ne luăm soarta în propriile noastre mâini. Așa am făcut. Așa am crezut că rezolvăm problemele. Așa ne este viața.
cu soarta noastră și cu viața noastră în propriile noastre mâini. Și vine Mântuitorul, vine Domnul Iisus Hristos care spune: nu, eu nu voi lua soarta niciodată în mâinile mele, eu prefer mai bine crucea decât să ies din zona de ocrotire a Tatălui meu. Interesant. E ceva de învățat? Posibil. Apoi urmează ispita a doua. Ispita a doua merge pe același calapod, pe aceeași formulă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, uite, fă o minune și urcă-te pe strașina, deja l-urcase pe strașina templului, era acolo și marele ispititor îi spune: aruncă-te de aici, fă o minune în fața tuturor oamenilor care sunt la templu și cei care sunt la templu, preoți, mulțimile adunate, toți cei ce erau acolo, ei vor vedea minunea, faptul că te-ai aruncat jos, nu ți se întâmplă nimic și în felul acesta vor înțelege că tu ești Mesia. Vor înțelege că tu ești Mesia. Și Mântuitorul spune: eu nu vreau să înțeleagă în felul acesta că eu sunt Mesia. Dar cum vrei tu să înțeleagă că tu ești Mesia? Și Ioan capitolul 5 spune: prin faptul că nu pot face nimic de la mine, ci că eu fac numai ceea ce îl văd pe Tatăl făcând. Păi ce vrei să demonstrezi în felul ăsta, Iisus? Că eu și Tatăl suntem una. Și dacă oamenii vor înțelege că eu am fost trimis de la Tatăl, dacă oamenii vor înțelege că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, dacă oamenii vor înțelege în felul acesta, eu în momentul acesta am reușit să descopăr adevărata, să descopăr mai departe adevărata mea identitate și identitatea Tatălui. Și Satan spune mai departe: dar tu îți dai seama unde duce drumul ăsta? Unde duce? Păi duce la cruce. De ce duce la cruce? Pentru că acolo este adevărata identitate a Tatălui, la cruce. De ce nu alegi să rezolvi problemele mult mai ușor? Să faci o minune și oamenii aleargă după minune astăzi cât se poate. Lumea religioasă, lumea nereligioasă, toată lumea aleargă după minuni și după lucruri nemaipomenite. Fă un lucru nemaipomenit. Și Mântuitorul spune: nu. Voi merge pe mâna Tatălui meu. Astfel încât, atunci când oamenii vor înțelege cine sunt eu, vor înțelege cine este Tatăl meu. Și ești dispus să plătești cu crucea? Și Mântuitorul spune: da. Și a treia ispită merge din nou pe aceeași calapod și spune: uite, îți voi da toată stăpânirea lumii acesteia. Și spune textul: i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Nu le-a arătat lucrurile dubioase, nu i-a arătat spitalele, azilele, pușcăriile, războaiele, nu. Le-a arătat doar strălucirea tuturor împărățiilor. Inclusiv, înțeleg eu, strălucirea împărăției noastre de azi, a secolului 21, cu rachetele care se duc în spații, cu saloanele noastre de distracție, cu trăirea noastră în virtual, toate lucrurile astea i le-a arătat și le-a spus: ți le voi da toate ție dacă te vei alia cu mine, dacă te vei închina mie. Dacă nu vei face lucrul acesta, îți spun, drumul tău va merge foarte rău. De ce? Pentru că tu vei sta în mâna Tatălui tău și drumul împreună cu Tatăl tău te va duce încă o dată. Unde? La cruce. Vrei crucea? Ai toate bogățiile lumii acesteia. Toată lumea va fi a ta. Împreună vom putea construi, spunea Marele Amăgitor, o nouă împărăție, o nouă realitate, o nouă lume. O vom salva în felul acesta. Așa cum noi astăzi încercăm să salvăm planeta de căderea ei, în felul acesta i-a fost propus Domnului Iisus Hristos salvarea lumii încă de atunci. Și Mântuitorul a zis: nu. Eu nu vreau să merg niciodată altfel decât cu Tatăl meu.
Chiar dacă e crucea acolo? Și Mântuitorul a zis, da, chiar dacă e crucea. Și Apostolul Pavel concluzionează mai târziu, asta e nebunia crucii. Pentru că ești nebun să alegi crucea în locul libertății, a eliberării, a bogățiilor lumii, a pâinii, în locul minunilor, în locul splendorii. E o nebunie. De asta sunteți dumneavoastră aici. Azi. De asta lumea se uită la dumneavoastră ca la niște ieșiți din minți și îl citesc pe Pavel. Din cauza asta, creștinismul este o piatră de potignire. Nu creștinismul popular. Creștinismul popular n-are nicio potignire în el însuși. Dar creștinismul autentic este într-adevăr o pricină de potignire pentru toată lumea. Dragii mei, problema asta i-a fost adusă lui David la un moment dat, în finalul vieții lui. David a fost condus la aceeași alegere. Vă amintiți? Vă amintiți cu ce ocazie? Aș vrea să vă provoc puțin, să nu vi se mai pară Scriptura ușoară. Sau să nu vă plictisească. Aș vrea să vi se pară interesantă. Beni spune construirea templului. Mulțumesc! Unde credeți că se aseamănă David foarte mult cu situația asta, cu ispitirea Domnului Iisus Hristos? Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Trebuia să-l las pe fratele Sabo să zică mai târziu. Că, uite, așa el a ghicit din prima. Fraților, vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici, capitolul 21. Versetul 11 la 13. Profetul Gad s-a dus la David și i-a zis, așa vorbește Domnul, alege. Aici zice cuvântul primește, dar alege. Sau 3 ani de foamete, sau 3 luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau 3 zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite, îi spune profetul. Și David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare să cad în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Ăsta este răspunsul care îl apropie pe David foarte mult de Domnul Iisus Hristos. Să cad în mâinile Domnului, dar nu în mâinile oamenilor. Versetul 14, care completează dificultatea studiului din dimineața aceasta, Domnul a trimis în ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni din Israel. Vom încerca să ajungem și la problema aceasta puțin mai târziu. Cu bunăvoința dumneavoastră voi începe de la această afirmație a lui David. Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Prima posibilitate, să cad în mâinile Domnului sau în mâinile Lui, că nu-mi face nimic. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Foarte mulți oameni gândesc în felul ăsta. Oamenii sunt răi, ei au spiritul acesta de 1-1, așa numită dreptate, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și dacă cazi în mâinile lor, sigur, nu scapi. Bun. Dar dacă cazi în mâinile Domnului, nu-i mai convenabil. Că El, spuneam în ultimele noastre întâlniri, El mai mult iartă. E îndelung răbdă, mai mult iartă. Nu-i mai bine să cad în mâinile Domnului?
că și așa nu face nimic. Lucian, și așa nu face nimic. Pentru asta să caut? Poftiți? Nu e adevărat. Face ceva, mulțumesc. Cu alte cuvinte, ori de câte ori ne imaginăm sau ne închipuim că a pica în mâinile Domnului este mai bine pentru că pedeapsa sau trecem mai ușor prin pedeapsă sau scăpăm mai ușor de pedeapsă și așa mai departe, probabil că n-ar trebui să fie un motiv ca să-L alegem pe Domnul. E corect? Corect. De fapt, și în 3 zile să cadă 70.000 de oameni din Israel nu-i deloc ușor. Dar știți ce îmi veți spune dumneavoastră mai departe? Da, da, a scăpat David. Sigur, a căzut din poporul Israel, dar David a scăpat. Dacă ar fi căzut în mâna oamenilor, cine ar fi căzut? N-ar fi căzut cumva David? Nu știu. Dar descoper modul în care gândesc. Cam așa este dreptatea omenească. Gândim în felul acesta și ne imaginăm că noi gândim drept. Vă rog frumos, așezați un mare semn de întrebare în locul sau în dreptul acestui fel de a gândi. E drept sau e rău felul ăsta de a gândi? Cu alte cuvinte, demonstrează dreptate sau demonstrează răutate? Egoism. De ce nu ne bucurăm de faptul că David ar putea să fie iertat? De ce nu ne bucurăm? Bine că l-a iertat pe David. Probabil că v-ați ridicat semne de întrebare, dar de ce nu i-a iertat și pe cei 70.000? De ce doar pe David l-a iertat? E David favorizatul Domnului? Vom reveni asupra acestei situații puțin mai târziu. O lăsăm deschisă. Pentru că vrem să înțelegem caracterul lui Dumnezeu vis-a-vis de caracterul nostru. Până acum, întrebările care le-am pus au avut ca scop ca eu să văd ce fel de caracter am. Și ajung la concluzia, caracterul meu este cam dornic de răzbunare. Caracterul meu, în caracterul meu, nu există iertare foarte multă. Caracterul meu se apropie destul de mult de neiertarea celui rău decât de iertarea celui bun. Întrebarea a doua. Dacă tot mă pedepsești, că mă pedepsește și Dumnezeu și mă pedepsesc și oamenii, da? Asta este ideea. Dacă tot mă pedepsești, care e diferența între pedeapsa lui Dumnezeu și pedeapsa oamenilor? Fratele Lucian spune, pedeapsa lui Dumnezeu este corectivă, adică are ca scop să corecteze. Mulțumesc. Și este dreaptă, da? Da, dânsa spune că este și dreaptă. Vedeți, înainte ajunsesem la concluzia că drept e altfel. Care dintre cele două dreptăți e mai dreaptă? Bun, rămâne deschisă și asta. Mulțumesc. Care e diferența, deci? Dacă tot pedepsește și Dumnezeu pedepsește și oamenii pedepsesc, care e diferența? Poftim? Dreptatea lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu este amestecată cu milă, mulțumesc. Și are ca scop corectarea sau mântuirea. Ce spune Cornel? Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Psalmul 23, mulțumesc. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Este un soi de mângâiere. De ce preferi pedeapsa lui Dumnezeu? Pentru că în ea este multă mângâiere, pe când în pedeapsa cealaltă este un mare gol. E doar pedeapsă și atât. Răzbunare și atât. David nu poate să plece de lângă Dumnezeu datorită faptului că el caută această mângâiere.
Rămâne în mintea mea întotdeauna imaginea lui Ilie. Ilie care fuge de împărăteasa Izabela, de Ahab și fuge la muntele Domnului. Și foarte mulți dintre noi îl acuzăm pe Ilie în fel și chip de faptul că a fost laș, de faptul că nu a fost suficient de puternic și așa mai departe. Când îl văd pe Ilie în brațele lui Dumnezeu, mi se pare cel mai frumos lucru. Că Ilie n-a fugit oriunde. Și vă rog frumos, priviți-l pe Ilie cum fuge în brațele lui Dumnezeu, ca un copil care fuge la tatăl său. Să nu-l acuzați pe Ilie de nimic altceva. Pentru că faptul că puțin mai târziu Ilie a fost luat la cer arată că din punct de vedere al lui Dumnezeu această fugă a lui Ilie este una dintre cele mai frumoase dovezi ale faptului că Ilie era legat de Dumnezeu, încât nici când fugea nu putea să fugă în altă parte. Și când fugea, fugea tot la Dumnezeu. Asta este cel mai frumos lucru pe care îl văd în viața lui Ilie. Și mă întorc la David și mi se pare că găsesc același lucru. Și anume, și când e vorba să fie pedepsit, David vrea să fie pedepsit tot de Dumnezeul îndurării. Extraordinar lucru. Întâi Cronici, capitolul 21, versetul 15. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim să-l nimicească. Cartea Patriarhi și Profeți spune că îngerul acesta, după ce trecuse prin toată tabăra lui Israel și nimicise 70.000 de oameni, acum se îndreaptă împotriva Ierusalimului. Și în momentul acesta îl vede David. Atunci se întâlnește cu îngerul Domnului. Înainte însă să vorbim despre ce face îngerul Domnului, aș vrea să întreb cine e îngerul Domnului. Cine e îngerul Domnului? Marea bătălie cu identitatea acestui personaj i-a condus pe oameni să spună că este o figură de stil, un fel de a spune. Sau că este un factor nimicitor de care se folosește Dumnezeu și care a lovit în Egipt, iertați-mă, în poporul Israel, dar nu poate să fie chiar Domnul. Sau nu se identifică cu Domnul. Sau nu poate fi în zona lui de personalitate. De ce? Pentru că cum ar putea Domnul să pedepsească? Cum ar putea să pedepsească? Vreau să vă întreb, Domnul face rău? Poftiți? Niciodată, așa este? Și atunci aici de ce pedepsește? De ce pedepsește? Am înțeles, v-am întrebat de ce pedepsește. Pentru că pedeapsa nu-i rău. Înțelegeți? Pentru că ceea ce găsim aici ca fiind pedeapsa nu e rău. Este corectură. Este îndemn spre pocăință. Dar nu-i rău. E o nevoie, spune frate Lucian. Mulțumesc, haideți să mergem puțin, să vedem despre ce este vorba. În Numeri, capitolul 2, deci aici ideea este următoarea, ca să plecăm cu o idee de aici. Versetul 15, Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim să-l nimicească. Versetul 16, David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer, ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Vă întreb, e figură de stil? E un fel de a spune? A fost personalizarea intenției lui Dumnezeu acolo? A fost acolo mâna lui Dumnezeu? A fost îngerul Domnului acolo în mod real?
Din cauza asta vă invit să deschidem în numărul 22 cu 23. Deci numărul 22 cu versetul 23. E vorba de Balaam. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă. Vă rog să observați, este aceeași imagine. Este aceeași imagine. Îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă în gestul acela de atac. Da? Același lucru. Apoi, versetul 23, l-am citit acum, versetul 31, iertați-mă. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai pedepsit măgărița? Iată, eu am ieșit să stau împotrivă, căci drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. De ce stă îngerul cu sabia scoasă? Poftiți? Pentru că profetul Balaam merge într-o direcție care îl duce la pierzare. De ce este acolo îngerul cu sabia scoasă? Ca să-l ferească de pierzare. Foarte interesant. Deci îngerul stă cu sabia scoasă pentru ca să-l ferească de pierzare. Ăsta este scopul pentru care Dumnezeu intervine și modul în care ar trebui să înțelegem intervenția lui Dumnezeu. De asemenea, faptul că îl găsim aceeași imagine și în numeri, în cărțile scrise de Moise, nu numai în cărțile de pe vremea lui David, arată că nu este o figură de stil, ci că se află în situații concrete din punct de vedere istoric, se află aceeași imagine, aceeași intervenție, același fel de a lucra lui Dumnezeu. În Exodul capitolul 3 cu versetul 2 descoperim îngerul Domnului în rug. Moise se plimbă în pustie și la vederea rugului se apropie și acolo era îngerul Domnului. Cine era îngerul Domnului atunci, acolo, în rug? Domnul Iisus Hristos. Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un loc sacru, sfânt. Iată suprapuneri de identități. La rug, îngerul Domnului este Domnul Iisus Hristos. Cine ar putea să fie îngerul cu sabia scoasă? Merg mai departe, Exodul 12. Este vorba de noaptea de Paște. Și aici găsesc ceva de asemenea provocator. Exodul 12, versetul 12. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Scopul prezenței lui Dumnezeu în noaptea aceea în Egipt, care era? Pentru ce trecea Dumnezeu prin Egipt? Judecată. Dumnezeu avea o problemă. Cine era subiectul operațiunii? Eliberarea poporului, dar zice acolo, voi face judecată împotriva cui? Era vorba de bătălia lui Dumnezeu împotriva politeismului egiptean, împotriva zeilor Egiptului. Dumnezeu este silit la un moment dat să ajungă într-o situație foarte dramatică pentru ca să scoată zeii Egiptului din capul cui? Dumneavoastră ziceți din capul egiptenilor. Posibil și din capul lor. Dar în primul rând din capul cui? Din capul izraeliților. El avea un popor de scos din Egipt. Și pentru ca poporul acesta, în momentul în care ies din Egipt, să lase în Egipt zeii egiptenilor și ei să fie dispuși să primească pe Dumnezeul adevărat, adică pe Jehova, din cauza aceasta Dumnezeu avea nevoie să facă judecată împotriva zeilor respectivi. Iar uciderea întâilor născuți este actul de judecată a lui Dumnezeu împotriva tuturor zeilor, arătând că nu există nici o putere în zeii Egiptului. Asta a fost
rostul trecerii lui Dumnezeu. Și ăsta este rostul trecerii personale a lui Dumnezeu acolo. De asemenea, vă voi invita să citim și versetul 23. Când va trece Domnul să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorul lui. Cine e nimicitorul? Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre să vă lovească. Nimicitorul, vă rog să observați, este cu literă mare. N-am de gând să intru în momentul acesta și să completez ecuația pentru dumneavoastră, dar este simplu, zice, Domnul va trece, versetul 12, voi trece prin țara ale Egiptului și voi lovi, eu voi lovi. În versetul 23 spune, când va trece Domnul, va spune nimicitorului să treacă pe lângă casele respective. Este milă și este și judecată în același timp. Vă rog să observați cum Dumnezeu personifică cele două, mila și judecata, aici. Domnul spune la un moment dat să treacă pe lângă Pasah, adică Paștele respectiv, să treci pe lângă, ăsta este dovada milei, și de asemenea, acolo unde nu era sângele ispășirii pus pe ușe, acolo nimicitorul lovea din punct de vedere al dreptății, pentru că păcatul neispășit nu face altceva decât cere judecată și pedepsă. Ori dacă Dumnezeu era într-un război cu zeii Egiptului, Dumnezeu este acela care în mod direct intervine pentru ca, încă o dată, să arate că zeii Egiptului nu au nicio valoare. Numele de nimicitor aici este confuz pentru mulți. Numele acesta de nimicitor este însă folosit și în 1 Corinteni, capitolul 10 cu 10. Uitați-vă repede, 1 Corinteni 10 cu versetul 10. Să nu cârtiți. Ce înseamnă a cârti? A murmura. Să nu murmurați cum au murmurat unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Și iată că în versetul 10 cu 10 apare din nou nimicitorul, de data asta în Noul Testament. Și când se spune că să nu murmurați sau să nu cârtiți, pentru că nimicitorul a intervenit ori de câte ori au murmurat, vă rog frumos să, dacă aveți timp acasă, să vă uitați la trimiterile de la subsolul versetului 10. Și aici veți găsi: poporul Israel a murmurat sau a cârtit în pustia Sin, Exodul 16 cu 2, și au fost pedepsiți. Nimicitorul a fost și a pedepsit în pustia Sin. De asemenea, poporul Israel a murmurat sau a cârtit în pustia Refidim, un alt loc, în versetul 17 cu versetul 2, și au fost nimiciți. O parte dintre ei acolo, nimicitorul este cu ei, asta aș fi vrut să observați, este cu ei în noaptea Paștelui, nimicitorul este alături de ei în pustia Sin, nimicitorul este alături de ei în pustia Refidim, nimicitorul e alături de ei? Sau Salvatorul e alături de ei? Iscoadele, în Numeri 14 cu versetul 2, se spune că datorită iscoadelor poporul a murmurat, a cârtit și din cauza asta Dumnezeu din nou i-a pedepsit. În Numeri 16 cu 41 din nou cârtesc și Dumnezeu intervine și îi pedepsește. Încă o dată, exodul sau pelerinajul lor în pustia arabică se întâmplă sub ocrotirea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte stâlpul de foc și stâlpul de nor?
E marea lor binecuvântare. Le căuta locuri de popas. Îi apăra de arșița zilei. Le aducea lumină în timpul nopții. Căldură de asemenea, mulțumesc. Este cel ce a avut grijă de ei. Dar vă rog să observați cum Dumnezeu, în momentul în care poporul cârtește, se răzvrătește, murmură împotriva lui Dumnezeu, intră într-un război direct cu Dumnezeu, pentru că toată murmurarea lor nu era în legătură cu Moise. Dumnezeu spune de fiecare dată, nu pe tine, ci pe mine. Este o cârtire împotriva lui Dumnezeu. Și în momentul în care poporul se direcționează în felul acesta, prin neascultare împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le oprește drumul, ca în situația lui Balaam. Îi spune lui Balaam, păi am stat împotriva ta pentru că drumul pe care mergeai tu erai un drum spre pierzare, cum zice acolo, era un drum spre pierzare. De fiecare dată Dumnezeu face același lucru. Se interpune și în mentalitatea lor, în felul lor de a-și forma caracterul, Dumnezeu intervine oprind drumul îndepărtării sau revoltei lor. Nimicitorul nu este altceva decât Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu care nimicește păcatul. Acea ecuație din totdeauna, Mântuitorul a venit să răscumpere omul și să nimicească păcatul. Să răscumpere omul și să nimicească păcatul. Dumnezeu iubește omul și urăște păcatul. Nu-L obligați pe Dumnezeu să iubească și păcatul, că niciodată nu va face lucrul ăsta. Nu-L portretizați pe Dumnezeu ca urând omul, pentru că niciodată Dumnezeu nu urăște omul. Dumnezeu nu este homofob. El a venit aici ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință și să aibă viață veșnică. Sigur că da. Deci, sigur că da. David alege să rămână cu Domnul Iisus Hristos și în pedeapsă. Asta este concluzia și partea frumoasă a lui David aici. În momentul în care profetul Gad vine la el și spune, ce alegi din pedepsele astea? Uite, Dumnezeu îți pune la dispoziție trei variante. Este o lege, iertați-mă, este o lecție pe care David o primește și pe care trebuie să o depășească. Și David spune, uite, am fost cu Dumnezeu o viață întreagă. Voi rămâne cu Dumnezeu și atunci când e vorba de pedeapsă. Și David rămâne cu Dumnezeu în pedeapsă. Este cel mai frumos lucru. Rămâi cu Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu luptă împotriva păcatelor tale. Chiar dacă ți-e greu. Chiar dacă seamănă cu focul. Dar stai acolo pentru ca să se mistuie păcatul și să rămâi tu. Să se mistuie păcatul și să fii salvat tu. Asta este lecția dureroasă a acestui moment. Firea veche nu va îngădui niciodată lucrul ăsta. Firea veche va exploda. Firea veche va spune, eu vreau să plec. Firea veche nu va sta. Dar cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, cel care îi cunoaște felul de a fi, va rămâne acolo, sub mâna lui Dumnezeu. Și va zice, așa cum a zis Domnul Iisus Hristos mai târziu în grădina Ghețemani, facă-se voia ta, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. E mare nevoie ca în momentele noastre de pocăință să rostim asta. Cum voiești Tu, Doamne? E mare nevoie de lucrul ăsta. Și dacă te doare pocăința, accept-o. Cum voiești Tu, Doamne? Pentru că ori de câte ori Dumnezeu te întoarce, că pocăința asta înseamnă să te întorci, ori de câte ori te întoarce Dumnezeu,
te întoarce de la pire. Acceptă întoarcerea și o acceptă cu bucurie. Cum a început totul? Că n-am vorbit despre asta și probabil că e o lecție și aici. Cum a început totul? Voi citi cu dumneavoastră 2 Samuel, capitolul 24, cu 1. Și să-mi spuneți cum înțelegeți versetul ăsta. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Cine-i de vină? Cine-i de vină? Nu mai citesc o dată. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și a stârnit pe David. Păi David nu este decât o unealtă. Cine e mânios? Domnul. Cine stârnește? Domnul. De ce îl pedepsește pe David? Apropo, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel. Ce fel de Dumnezeu ești, Doamne? Ia ziceți, mai e un text, da? Unde? Unde mai este un text? Întâi Cronici. Haideți să vedem și ce zice în Întâi Cronici 21. Așa este. Ia să vedem. Întâi Cronici 21. Versetul 1. Aici zice, vedeți, în 2 Samuel zice, Domnul s-a prins de mânie. În 1 Cronici 21 zice, Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Cum e? Asta e frumusețea Scripturii. În asta constă frumusețea Scripturii. Niciodată Scriptura nu lasă o problemă nerezolvată. Dacă găsiți un text al Scripturii care vi se pare că e greu de înțeles, nu vă opriți la textul acela. Căutați că Scriptura va da explicații în altă parte. Și aici spune, Satan se mâniase pe poporul Israel. Adică este un lucru și anume, întotdeauna așa face Satan. Satan se mânie, face poporul să păcătuiască, pentru că știe că în momentul în care poporul păcătuiește, ce se întâmplă? Dumnezeu se retrage și în momentul acela urmează dezastru. Urmează dezastru. Așa s-a întâmplat la Baal Peor. Așa s-a întâmplat la Baal Peor, exact același lucru. Poporul Satan s-a mâniat împotriva poporului lui Dumnezeu care era la poarta Canaanului. Acolo era, se dădea marea bătălie. Satan i-a folosit pe păgâni, pe moabiți, ca să-i atragă într-un desfrâu național. Păcatul a fost atât de mare încât Dumnezeu s-a mâniat împotriva lor. S-a mâniat împotriva lor pentru că păcatul lor este cel ce lucrează împotriva lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, la muntele Sinai, Domnul, prin Moise, îl întreabă pe Aron: ce ți-a făcut poporul acesta de l-ai făcut să facă un păcat atât de mare și să îl pui pe Domnul să fie împotriva lor? Păcatul este acel mecanism care transformă binecuvântarea lui Dumnezeu în judecată și pedeapsă. Păcatul. Nu omul, păcatul. Și lupta lui Dumnezeu împotriva păcatului este ca și lupta lui Dumnezeu împotriva zeilor Egiptului. Și nu poți să lupți împotriva zeilor Egiptului decât dacă Dumnezeu ia atitudine. Și în poporul Israel sunt victime. Aici zice vor fi 70.000. Din ce cauză? Să fi pedepsit Dumnezeu așa, cum să spun eu, la întâmplare? 70.000 ori să cadă? Și am căutat în cartea Patriarhi și Profeți să văd despre ce este vorba și în Patriarhi și Profeți am găsit scris: poporul începuse să se mândrească.
poporul în totalitate. Datorită victoriilor și biruințelor din viața lui David, ei au început să se considere că sunt superiori tuturor națiunilor din jur. Știți că până în ziua de astăzi se vorbește despre mândria națională a evreilor. Probabil că de acolo și-are rădăcina. Ei, începuseră să se considere ca fiind superiori. Dumnezeu le promisese superioritate lor. În momentul în care însă David a transformat această mândrie a lor în numărătoarea poporului, în momentul acela mândria lor s-a transformat în mândrie militară. Pentru că numărătoarea poporului a fost un recensământ pentru a recruta la oaste. Urma ca de aici încolo poporul Israel să devină un popor și o forță militară. Și Dumnezeu n-a dorit asta niciodată. Dumnezeu a spus limpede, nu veți avea niciodată armată. Poporul lui Dumnezeu trebuia să fie un popor nemilitarizat. Guvernarea poporului trebuia să fie pe alte principii. Poporul acesta trebuia să fie o forță datorită modelului spiritual și a înțelepciunii, nu datorită forței armate. Probabil că America ar fi trebuit să meargă pe același drum. Acest popor al păcii, care inițial a avut imaginea aceasta unui miel blând, frumos, neprihănit, și care ulterior se transformă vorbind ca un balaur. Această situație n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Această națiune a reușit să lumineze celelalte popoare și a fost iubită de celelalte popoare în momentul în care ea a fost identificată ca un model de democrație, ca un model de promovare a drepturilor omului și așa mai departe. Nu fac politică aici, dar pentru ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu, am nevoie să folosesc și modele din ziua de astăzi. Europenii au încercat și ei democrația lor. După Revoluția franceză au încercat să facă ceva în Europa. Rezultatul a fost o democrație care niciodată nu a reușit să se asemene cu democrația americană a anilor 1950. Atunci când America cunoștea umilința, atunci când America cunoștea ce înseamnă să arăți frumusețea Dumnezeului tău mai mult decât frumusețea ta. Din 1950 mai departe, 60, 70, 80, America a început din ce în ce mai mult să vorbească ca un balaur. Prezența ei militară în toate regiunile lumii au transformat-o într-un fel de polițai al pământului și ulterior implicat în majoritatea conflictelor armate. Degradarea spirituală a fost înlocuită cu un progres militar. Aici se afla David în momentul acesta și Dumnezeu a zis, nu vei merge niciodată pe drumul acesta. Vorbise Dumnezeu în legea lui Moise și i-a spus, să nu faci numărătoarea poporului, să nu știi niciodată câți oameni ai. Auzi, să nu știi tu câți oameni ai. Și Dumnezeu spune, pentru că eu te voi binecuvânta ca nisipul mării, dar tu n-ai nevoie să știi câți oameni capabili de luptă ai. N-ai nevoie de lucrul ăsta. David ar fi vrut să arate diferența câți oameni au fost la începutul domniei sale și câți au fost la sfârșitul domniei sale. Să arate prosperitatea, să fie statistici, să scrie în ziare, să fie peste tot. Poporul a știut că nu e bine, Ioab a știut că nu e bine, Ioab s-a dus la David și a spus, nu face lucrul acesta. Și nu uitați, Ioab era unul dintre generalii duri, nesimțitor din punctul acesta de vedere. Și totuși, până și Ioab se duce și spune, nu faci bine. De ce n-ascultă David? De ce n-ascultă David?
Poftiți? David ajunsese să fie și încăpățânat. David ajunsese să fie și încăpățânat. Era nevoie de ceva foarte serios ca să-l scoată pe David de acolo de unde este. David era ațățat. Ațățat, ceea ce înseamnă mai mult decât stimulat. Provocat, era într-un moment de exacerbare a gândirii sale. Deja se gândea la națiunea sa, se gândea la cuceririle de jur împrejur, avea planuri și așa mai departe. Dumnezeu avea nevoie să-l oprească, să-l scoată de acolo. Nu s-a terminat numărătoarea poporului și conștiința a reușit să-l trezească. Conștiința lui David l-a făcut să înțeleagă că a greșit. Tremurând, spune el, și-a dat seama de greșeală și și-a recunoscut greșeala lui. Foarte interesant această teamă și această frică de Domnul care îl caracterizează pe David și care este una dintre lucrurile pe care noi l-am pierdut. Noi am pierdut frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu care ne-ar putea stimula conștiința, care ne-ar putea face din când în când să ne oprim, care ne-ar putea bloca din mersul nostru spre pieire. Frica de Dumnezeu. Am pierdut-o. Nu mă refer la noi, cei ce suntem aici în biserică, să ne ajute Bunul Dumnezeu să păstrăm frica de Domnul. Dar mă gândesc la generația noastră, generația mea. Intervenția lui Dumnezeu, în care îl pune pe David să aleagă, îi dă lui David posibilitatea să spună: Doamne, nu mai vreau să fac nimic fără tine. Numărarea poporului era un gest împotriva lui Dumnezeu. Era un gest de călcare a legii, a viitorului, a perspectivei lui Dumnezeu. Și David spune: nu mai vreau să fac asta. Pocăința lui David implică faptul că el se întoarce înapoi la relația profundă cu Dumnezeu. Vă voi invita, frații mei, să încheiem cu parcurgerea versetelor de la 18. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie, să ridice un altar al Domnului în aria lui Ornan Iebusitul. David este acela care vorbește cu îngerul și spune: oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare, Doamne Dumnezeul meu? Mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Textul acesta arată limpede că atunci când David s-a pus sub pedeapsa lui Dumnezeu, el se pusese în primul rând pe sine. El a dorit să fie judecat el. Cei 80.000 care au căzut erau oameni din poporul Israel care nu și-au schimbat mentalitatea. Oameni mândri, extrem de puternici în crederea lor în ei înșile. Și faptul că Dumnezeu a judecat 80.000 de oameni din poporul Israel arată că Dumnezeu a intervenit în cazul unor oameni care nu și-au schimbat mentalitatea. În felul acesta Dumnezeu a pedepsit mândria lor, violența lor. Am citit înainte că ajunseseră foarte violenți. În momentul când au cucerit cetatea Raba, vă amintiți? Au tăiat, au trecut cu grapa peste oameni, i-au nenorocit, ajunseseră violenți. Cei mai violenți dintre ei, cei mai mândri dintre ei, cei mai încăpățânați dintre ei, au fost judecați și 80.000 au căzut. 70, mulțumesc. Au căzut. Bun, David în momentul acesta spune: Doamne, judecă-mă și pe mine. Este gata, este dispus să recunoască asta din punct de vedere al lui Dumnezeu. S-a suit, a făcut
ceea ce a spus Domnul, a cumpărat aria lui Ornan, a zidit un altar acolo și apoi. Versetul 26, a zidit un altar al Domnului, a adus arder de tot, jertfe de mulțumire. Vă rog să observați, a adus alt arder de tot. Arderile acestea erau pentru păcat. Jertfele de mulțumire erau pentru împăcare. În limba engleză sunt peace offering. Cu alte cuvinte, jertfe de pace, de împăcare. Deci a adus jertfe de pentru păcatul lui, ca să-i fie iertat păcatul, și apoi jertfele pentru împăcarea cu Dumnezeu. Atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a vărât sabia în teac. Pe vremea aceea, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, iebusitul, aducea jertfe acolo. David a păstrat altarul acela pentru el. Din ce cauză? Îl ascultase. Vă rog să observați, altarul unde te asculta Domnul, păstrează-l. Păstrează-l. David nu putea să meargă înaintea, iertați-mă, versetul 29, dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul arderilor de tot erau atunci pe înălțimea Gabaonului, erau la Gabaon. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Este de gândit aici, vă rog să vă gândiți, David înfricoșat de templu, de cort, de chivot, nu se mai duce acolo, se duce în aria lui Ornan. Preferă altarul acesta unde l-ascultase Domnul. Și versetul 22:1, și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel. Și de acolo, din aria lui Ornan, se naște Ierusalimul. Se naște Ierusalimul nu ca oraș, se naște Ierusalimul ca templu. Acolo. Un altar al arderilor de tot în care Domnul te ascultă, te iartă, rămâne cu tine, îți dă bucuria mântuirii tale, îți reînnoiește viața. Acolo este altarul tău, este templul tău, este locul unde ți se reînnoiește viața. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această lecție fantastică pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi. Este lecția aceea în care putem să alegem oricând lumea cu soluțiile ei. Dar dacă îl vei alege pe Dumnezeu, oricât de greu ți s-ar părea drumul, chiar dacă te duce la cruce, chiar dacă vei vedea îngerul cu sabia scoasă, este locul și drumul pe care Dumnezeu te va însoți cu mângâierea Lui, cu mântuirea Lui, cu apropierea Lui. Acolo vei întâlni și dreptatea Lui Dumnezeu, dar și harul Lui Dumnezeu. Acolo te va ierta Dumnezeu și acolo va rămâne altarul tău pentru totdeauna. Acolo se va naște, sau de acolo se va naște Ierusalimul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de experiență. Cerul să se mute pe pământ și pământul să dorească cerul. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, ca biserică în locul acesta ne-am strâns în jurul cuvântului Tău să Te rugăm, Doamne, să îl împlinești în viețile noastre. Să Te rugăm, Părinte, să faci ca alegerile noastre să fie întotdeauna puse la dispoziția Ta și în binecuvântare și în corectură, Doamne, să fim aceia care să vrem să stăm lângă Tine și voia Ta să se împlinească în viața noastră. Doamne, fă să înțelegem că oricând, oriunde, crucea e mai bună decât bucuriile și plăcerile de o clipă ale păcatului. Te rugăm să ne dai această viziune și să ne construiești această experiență în care
conducerea pe drumul tău să fie desfătarea și binecuvântarea fiecăruia dintre noi. Și, Doamne, așa cum ne-ai ascultat întotdeauna, te rugăm să ne ajuți să nu uităm nicio clipă faptul că ascultarea ta este mai de preț decât orice. Ajută-ne să păstrăm altarele acestea, să păstrăm amintirea lor în viața noastră. Îți mulțumim, Părinte, pentru ori de câte ori am strigat către Tine și Tu ne-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, din căderile noastre și din disperarea în care am fost fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că ai făcut minunea aceasta pentru noi și ajută-ne ca mai departe locul ăsta să devină un templu al vieții noastre, unde Tu întotdeauna să Te întâlnești cu noi, unde întotdeauna ascultarea Ta să aducă mântuire în viețile noastre, întotdeauna rugăciunea noastră să ajungă până la Tine. În numele Domnului Iisus ne predăm în mâna Ta. Încheiem încă o dată un legământ al nostru, al tuturor cu Tine. Vrem să fim ai Tăi, vrem să ascultăm de Tine, vrem, Doamne, să mergem pe calea Ta, indiferent cât de mai ușoară sau mai bună ar părea toate celelalte căi. Rămânem ai Tăi, facă-se voia Ta în veci. Amin. Amin.